Bună seara și bine v-am regăsit la Raport Special. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi, la fel cum, bineînțeles, le mulțumesc și invitațiilor mei din această seară, domnul Cristian Cosmin. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunteți la subiectul zilei. Sunt Dana Chera, vă mulțumesc foarte mult că ne primiți în casele dumneavoastră. Puțin mai devreme, discuția dintre invitat și mine, în ordinea priorităților, a fost următoarea. Dacă eu dau cu pumnul... Bună seara, doamnelor și domnilor, sunteți la Tainele Minții. Vă mulțumesc foarte mult că ne primiți în casele dumneavoastră. Sunt Dana Chera. Așa cum știți, Tainele Minții este un proiect la care eu... Doamnelor, domnilor, bun găsit! Urmăriți principalele informații ale zilei și vă mulțumesc! Statul s-a împrumutat 100 de miliarde de lei, 23 în bugetul de stat. Pentru început, îl ascultăm pe președintele Klaus Iohannis. Ne vorbește din Letonia, iar apoi revenim cu invitata seri. Este un foarte bun prilej să marcăm împreună. Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt foarte fericit în această seară pentru că știrea cea bună iese din studiourile obișnuite de la 7 TV și a ajuns până la Arad. Suntem pe scena Bisericii Harvest. Bună dimineața, se apropie sărbătorile. Vedeți, avem și platou nou, un decor nou și Beni, suntem în ultima ediție din această săptămână. După cum vedeți, avem brad de Crăciun. Da, asta am zis-o eu, iar trebuie să o spui și tu. Hai. De când aștept momentul? De azi dimineață l-aștept, de când m-am trezit înțepenită. Periodic, odată la două luni, să spunem, mi se pune un jur. Ziua și bine ne-am regăsit! Sunt Adela Bucuroiu și vă invit la o nouă emisiune AgroNews. Astăzi vorbim despre dovlecei. Dovleceii sunt o legumă delicioasă și foarte utilă care... dintre afacere eșuează în primii 5 ani. Și asta... Marius Milea vă prezintă jurnalul AgroTV. Bine v-am găsit! Planul Național Strategic al României a primit avizul Comisiei Europene. Bine v-am regăsit, prieteni! Fermieri, amatori de agricultură sau doar simpli privitori care apreciază tot ce este bine făcut aici pe plaiuri mioritice? Sunt Ramona Pandele și mă bucur să vă fiu iarăși gazdă la o nouă ediție a emisiunii Agromagazin. În
Începem ediția de astăzi cu vești bune. Fermele românești devin din ce în ce mai competitive pe piață. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la emisiunea Ce vor plantele? Și în această seară ne întâlnim cu dumneavoastră pentru a discuta probleme de sănătate a plantelor și, evident, pentru a primi de la dumneavoastră telefoane și feedback, rezultate, să ne povestim. Doamnelor și domnilor, suntem împreună cu domnul Alexander Costov, un important piscicultor aici în ferma. Doamnelor și domnilor, săptămâna aceasta ne-am deplasat la cota 1000, mai precis în localitatea Bilbor din județul Harghita. Lângă mine se află edilul acestei... Poate nu știați, dar există festivalul Cepii Roșii. Am ajuns la Mândra, în comuna Mândra, în Făgăraș, în Brașov, acolo unde un astfel de festival își desfășoară prima ediție. Vă prezintă jurnalul AgroTV. Bun găsit! Fermele de vaci ale Uniunii Europene sunt responsabile pentru producerea peste 500... Reducerea moleculelor utilizate în protecția plantelor a devenit o țintă a Comisiei Europene odată cu lansarea strategiei. Președintele Turciei amenință Grecia cu rachete. Reacția Atenei. Peste România, până când durează frigul. Președintele Turciei, Recep Erdogan, susține că dacă Atena va încerca să cumpere armament, va deveni... Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan, ne regăsim la emisiunea Realitatea în Politică. Un titlu sugestiv pentru anul 2023, cu atât mai mult pentru anul 2024, dar ne aflăm... Bună ziua, sunt Fulvia Bogaciu, bine v-am găsit la știrile amiezii. Austria a spus nu aderării României la spațiul Schengen, iar antreprenorii spun că vor lua măsuri. România a început să boicoteze. Domnilor, domnilor, bună seara, este ora 18, încep știrile, iată principalele subiecte ale zilei. Se caută vinovații după eșecul de ieri din Consiliul pe Justiție și Afaceri Interne, acolo unde România arată din viitor din Europa, inclusiv pe cel de la București.
Austria a spus nu aderării României la spațiul Schengen, iar antreprenorii spun că vor lua măsuri. România încearcă. Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție retrospectivă a săptămânii, sunt Rafael Varga. Țara noastră ratează și de această dată intrarea în Schengen, dar nu ni se mai opune Olanda, care totuși a votat împotriva României, ci ni se opune pe față Austria, care... Bună seara, doamnelor, domnilor, și bine v-am regăsit la 60 de minute. Sunt Mariana Zberianu și probabil foarte mulți dintre noi s-au uitat astăzi cu toți ochii nu între ședința JAI. Așteptam... Bună dimineața tuturor, bine ați revenit la Matinal. Ne găsiți în altă parte decât sunteți obișnuiți cu noi în această dimineață, pentru că... Începem puțin diferit. Într-adevăr. Bună, sunt Alina, profa ta de mate. Astăzi o să vedem care sunt aplicațiile trigonometriei în geometria plană, adică o să vedem ce este produsul scalar a doi vectori. Seara bună, Nicoleta Savin, Adrian Sturza, ora de veghe... Studio Epoch Times România, vom discuta de toate și interne și externe, iar emisiunea ne-am denumit-o după apariția... Telespettatrici e cari amici telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento mattutino con la rassegna stampa, i giornali. Nenumăratele schimbări legislative din ultimii 33 de ani au bulversat piața energetică din România. Termocentralele au fost închise, dar nu a mai fost pus nimic în loc, la fel și mare parte dintre mine, iar din 5 reactori afectați. Specialiștii avertizează că sărăcia energetică ia amploare în România. Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, vine astăzi în România pentru o vizită de 2 zile. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor. Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, vine astăzi în România pentru o vizită de 2 zile. Tot astăzi oficialul se va adresa și Parlamentului.
Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Prima News. Astăzi vă propun să discutăm despre două teme extrem de importante pentru tot ceea ce înseamnă sector. Dar mai întâi, haideți să vedem principalele titluri ale zilei. Investiții majore în educație, astăzi se deschid apelurile pentru dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor școlare, anunță guvernanții. Pentru prima dată în istorie, acestea au fost principalele titluri ale orei. Așa cum vă spuneam, prima oră o dedicăm școlii. Școala cum a fost înainte, școala cum s-a transformat. Vă salutăm, stimați contribuabili, distinși telespectatori și, până la urmă, simpli cetățeni. Acum, în decembrie, fie că suntem în 2022 sau cu 33 de ani în urmă, apelativul ăsta e binevenit, mai ales la o oră tardivă, la care lucrurile nu prea se mai pot da înapoi. Bună seara, doarme în pat cu un leu, joacă fotbal cu un tigru și se distrează copios când ursul îi distruge mașina de doar 200.000 de euro. Întâmplat, dar și ce superstiție are vedeta, ne spune chiar ea imediat. Am considerat că nu un act ține doi oameni. Emilia Ghinescu. Am găsit la Star Magazine. Avem declarațiile momentului. Fiul lui Ilie Dumitrescu vorbește în exclusiv. Să urmărim titlurile ediției. Te va comprar un regal. Doamnelor și domnilor, începe Acces Direct cu Mirela Vaida și Adrian Velea. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, să avem o săptămână bună, plină de vești bune, de sănătate, de liniște și de pace. Însă, noi avem... Hai, bună dimineața, avem, dragilor. să avem de 1000 și cum... Vreau să-ți spun că stă foarte bine îmbrăcat așa, în cămașă, măi, ești ca scos, cum e, din cutie. Păi tocmai de asta mie îmi place, da? Că dacă știi vorba aia, dacă ești scos din cutie sau... Da, sărămâna, bună seara, bine v-am regăsit! Bună seara! Doamne ajutăm! Amere 2? Amere 2 vineri! Pentru căci... intrăm în vacanță suntem? Și apoi... Stai așa, noi când intrăm în vacanță? Păi noi intrăm în vacanță! Revelion! Bună seara tuturor și bine v-am regăsit la o nouă ediție a Descriptor, emisiunea în care discutăm despre cripto, blockchain și Web3 într-un limbaj accesibil și pe înțelesul tuturor. Pentru această seară am alături de mine pe Ioana Dragu și Andrei Popescu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Eu mulțumesc că ați acceptat invitația mea.
Salutare, prieteni! Și seara bună, Economia 21, în săptămâna în care avem Gaudeamus, ultimul mare târg de carte al anului. Sunt două fundamentale, unul vara, altul iarna. S-a mutat puțin cel de anul ăsta, că era pe la finalul lunii noi. Ne-am întors la Jurnal de Business, o zi foarte specială, cu invitați foarte speciali aici în platoul Canal 33. Alături de noi este fostul premier, doamna Viorica Dăncilă. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Doamna Dăncilă, am agreat să discutăm pe larg situația... Ne-am reîntors, stimați spectatori, la Jurnal Politic. Vorbim despre aderarea României la spațiul Schengen. Echipa Jurnal Politic a avut o scurtă corespondență, un scurt dialog cu europarlamentarul Rareș Bogdan. Bună seara, stimați telespectatori, și bun regăsit la subiect. Avem atât de multe subiecte de vorbit la subiect, încât nici nu știu cu care să începem. Alături de mine, ca de fiecare dată, Adrian Săftoiu. Bună seara, bine ai revenit. Bună seara, Alexandru, bine ne-am regăsit cu toții. Și mulțumim foarte mult și lui Cosmin Costache. Suntem Diana Chiseliță și Sorin Nicorici și vă facem un update. Guvernul condus de Nicolae Ciucă a adoptat vineri o nouă ordonanță de urgență în energie. România are aproape 45.000 de copii în sistemul de protecție și un număr mare de copii care intră în sistemul de protecție anual, peste 4.000. Hei, salut! Sunt Răzvan Dragoș și joc Alba Neagră cu România. Pentru că n-a ieșit producția de românisme pe anul ăsta, românii se îngrașă în ajun. Că nu ne putem pune... Bun găsit! Invitata mea de astăzi este Maia Florian, o tânără de doar 17 ani, dar care face o grămadă de lucruri foarte interesante. Bine ai venit la noi, Maia! Mulțumesc tare mult de invitație! Tu ești, printre multe altele, sportivă și nu practici. Suntem în România, lucrurile se mișcă greu sau nu se mișcă deloc. Și totuși, iată că se poate. Becleanul, orașul din județul Bistrița-Năsăud, este un contraexemplu, că totuși se mișcă lucrurile și încă foarte bine. O mare dilemă a mea în zilele astea este ce se va întâmpla cu Klaus Iohannis în viitorul apropiat, dacă într-adevăr... Printre milioane de singurătăți vorbește liber.
pentru că vocea ta contează. Pentru că noi te auzim. Te înțelegem. Să vorbim despre tine. Locul unde nimeni nu e nimeni. Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Să vorbim despre tine, locul unde vocea ta contează, este auzită și este importantă pentru noi, pentru că aici nimeni nu e nimeni. Vă voi spune și astăzi, la nesfârșit, că aici la Nașul TV suntem pentru voi, dragi români, o insulă a libertății, a gândirii fără cenzură și granițe. Gândiți singuri, o clipă măcar... Ați venit la noi în studio, Nașul TV Canada, cu o nouă emisiune, Evenimente din Diaspora. Invitat surpriză, ne ținem de surprize de o vreme aici la Montreal și astăzi am plăcerea să am cu mine în studio Rita Mureșan. Bună ziua, bună seara! Bună dimineața! Bună dimineața! Depinde de unde ne priviți. Depinde de unde ne priviți. Vă salutăm de la Montreal, prima dată eu în Canada, prima dată în Montreal. Sorin Dinu vă prezintă jurnalul de știri al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Bine v-am găsit în cadrul unei noi ediții. Iată câteva dintre cele mai importante informații din jurnalul de astăzi. Asociația Conștiință și Libertate a organizat săptămâna detalii în ediția pe larg. Asociația Conștiință și Libertate a organizat săptămâna aceasta conferința științifică internațională. Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți emisiunea de astăzi. Este probabil una dintre cele mai complexe emisiuni jurnal de credință, pentru că invitatul meu este o personalitate complexă, fascinantă. Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Un teolog spaniol avertizează că sunt trei seturi de semne care anticipează sfârșitul lumii. Care sunt acestea? Vă spunem peste câteva momente și tot astăzi vă spunem cum a reușit platforma Hope Discovery să înregistreze un record de 3,7 milioane de vizualizări la seria Profeții Apocaliptice. Rămâneți cu noi, începem! Când va avea loc sfârșitul lumii? Această întrebare străbate istoria preocupărilor umane în ciuda clarității cuvintelor lui Iisus Hristos. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Asimetric. Eu sunt Adelina Ghilea și vă invit să parcurgem împreună o bucățică doar dintr-o conversație deosebit de importantă. Vă mărturisesc că de-abia am așteptat ca prietene mele de...
Lăudat să fie Iisus, sunt Horațiu Abrudan, bun regăsit la buletinul nostru de știri din viața Bisericii Catolice din această săptămână. Documentul rezoluției Adunării Naționale de la Alba Iulia, proclamat la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia de fericitul episcop martir Iuliu Hosu, a fost citit de preasfinția sa Cristian Crișan. Sri Lanka se confruntă cu cea mai gravă criză economică de la obținerea independenței față de Marea Britanie în 1948. Dar creștinii care trăiesc pe acea insulă... Bun găsit la știrile Alfa Omega TV, știrile care te țin la curent cu ce se întâmplă în lumea creștină din România. Vrem să fim o sursă credibilă de informații, dar totodată vrem să fim martori și parte la lucrarea lui Dumnezeu în România. Împreună analizăm ce se întâmplă în jurul nostru și abordăm evenimentele dintr-o perspectivă creștină. Ieșua 22 este un eveniment care va avea loc pe 16-17 decembrie în Timișoara. În această săptămână, la Mapamond Creștin, protestele zguduie China. Mii de oameni își riscă libertatea pentru a protesta împotriva tânără din regiune și comunitatea sa creștină vibrantă. Bun venit la această ediție a emisiunii Mapamond Creștin. Începem cu China, unde partidul... Welcome to a new edition of the program Realities in Perspective. We have a special guest from Canada, Alan Caron. Thank you, Alan, for being here with us for this special program. I'm so happy to be able to join you. In the previous program, you ended with a strange idea. Imaginile evocatoare ale aprinderii bradului de Crăciun în piața nașterii din comunitatea franciscană din Rodos. Seara zilei de 3 decembrie a fost încălzită de aprinderea bradului de Crăciun. Prezent Harry Styles se află în America de Sud și tot acolo el și echipa lui au fost... Salutare frumoșilor! Andreea din aici cu voi la You News, freșca de fiecare dată cu știri și mai fresh din muzică și nu numai, pentru că vorbim și de filme astăzi. Da, hai să începem știrile și mai povestim pe parcurs. Ei bine, astăzi vorbim despre Celine Dion, ajungem și pe la filmul Avatar, vorbim și despre serialul Wednesday, vă aduc informații și despre ce... În imagini, celebrul manelist apare cântând melodii religioase dedicate lui Dumnezeu.
Acum, Nicolae Guță își trăiește viața departe de ochii curioșilor, alături de familie și de prietenii apropiați. Cea care l-a mai prezentat fanilor săi de câteva ori pe celebrul artist a fost chiar fiica sa, Nicoleta Guță. Artista a publicat... Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou jurnal Ardeal TV. Sunt Alexandra Cotoi și vă prezint cele mai noi informații. Deși zăpada se lasă așteptată, anul acesta administrația locală din Deda a făcut toate pregătirile necesare pentru ca sezonul de iarnă să treacă fără probleme. În ceea ce privește dezăpezirea, au fost luate deja toate măsurile pentru ca pe raza comune la o nouă ediție emisiunii Jurnal Bistrițean. Ne apropiem cu pași repezi de Crăciun. E vorba despre sărbătoarea nașterii Domnului. V-am găsit, doamnelor și domnilor, într-un nou sezon al producției Jurnal de Viață. Locul în care ne întâlnim astăzi este unul care impresionează prin pregătirea riguroasă a cadrelor medicale de aici. Bună ziua, bun găsit la nouă emisiune Telemedica. Eu sunt Elena Oceanu și în prima parte a emisiunii, în studio alături de mine, se află domnul Daniel Hanganu, manager HemMed. Domnul Hanganu ne va vorbi despre uleiurile ozonate. Bună ziua!